drink all the time. Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. www.republicaverde.ro. Am revenit în studio. Bun,
Despre acești jidovi aș vrea să mai vorbim un pic. Arhaismul acesta de jidov nu a avut la origine înțelesul pe care îl dă azi Dexul, adică evreu sau... cum mai spunem noi, deși greșit, jidani. În trecut, acest cuvânt jidov însemna uriaș sau gigant, dar nu orice om de mari dimensiuni, ci doar aparținătorii la o anumită populație gvasi-mitologică despre care se știa din bătrâni, că ar fi trecut pe meleagurile țării noastre într-un trecut foarte îndepărtat. Dar cine erau ei și ce au căutat aici? Urmele arheologice ne duc mai departe, în preistorie, cu multe mii de ani în urmă, se pare că aproape chiar 10.000 de ani, când brusc apar acești giganți care parcă au venit să facă o colonie aici. Dar nu era vorba despre o colonizare masivă, ci mai degrabă ocuparea anumitor obiective pe care ei le-au considerat importante, de tipul exploatări miniere, fabrici metalurgice, de procesarea materiilor prime, minereuri sau... astfel de lucrări cu un anumit caracter militar și a căror utilitate încă nu se știe azi. Culmea e, voci spun că Egiptul antic a fost colonizat din Dacia, făcând o serie de corelații și punând cap la cap informații bine documentate. Am putea spune că acum câteva zeci de mii de ani, în jur de 20-30 de mii de ani, s-a înregistrat pe glob o amplificare deosebită a activității vulcanice cu repercusiuni foarte dure asupra regiunilor foarte active din punct de vedere vulcanic. Exact în acea perioadă a avut loc o migrație nemai întâlnită a unui popor de giganți, venind dinspre cele două Americi și care a intrat pe teritoriul masivului continent euro-afro-asiatic, prima dată prin Britania actuală și Europa Centrală, iar ceva mai târziu prin Orientul Mijlociu. Ok. Toată această migrație a fost parțial cauzată de înrăutățirea condițiilor climatice din regiunea relativ caldă a Americilor. Deci se pare că în urma glaciațiunii ei au migrat înspre această parte de Europa Centrală. Dar cu toate acestea au avut o pondere importantă din moment ce s-au descoperit peste atâtea mii de ani vestigii impresionante, mine, cuptoare metalurgice, construcții megalitice, vorbim de monumentul de la Stonehenge, mai sunt piramida din Bosnia, nu mai spunem de partea de la Sarmizegetuza, în care în toate aceste vestigii și respectiv construcții au fost, se pare că e o mână de om cu putere mai mare. Un om normal de statura noastră nu poate mișca aceste pietre mari de câteva tone, chiar și zeci de tone. Mai târziu, în urmă cu 10-12 mii de ani, acești coloniști, împinși de această dată și de fenomenele catastrofale care au marcat începutul sfârșitului ultimei glaciațiuni despre care vorbeam, au înființat colonii și în nordul Africii, de pildă pe teritoriul Egiptului preistoric. De remarcat că la această dată, la care atlanții, așa sunt ei în scrierile vechi, așa sunt înregistrați, pe lângă faptul că după de însușianu, acești atlanți erau, proveneau din teritoriul Olteniei, este singura regiune din lume care la ora actuală este în scrierile vechi supranumită și țara lui Atlas, alias Atlanții. Au înființat colonii aduși de pasărea pilotată pe teritoriul Egiptului, aduși de pasărea pilotată de Tot. Tot, care a fost primul rege și faraon al Egiptului. Ei deja colonizaseră de cel puțin 10.000 de ani teritoriul Europei Centrale, mult mai bogat în resurse naturale decât cel nord-african. Nu mai spunem și faptul de, care
îl avem omniprezent de-a lungul istoriei noastre și anumit de, spre subteranele României. Aceste tuneluri care sunt înregistrate până și pe vremea romanilor de către scribii lui Traian, care ei susținea, au lăsat dovezi că Decebal, în timp ce era atacat de romani în Sarmisegetuza și el apărându-se în Sarmisegetuza, îi ataca în același timp în câmpiile Dunării. Ceea ce pentru toți romanii era un lucru foarte dubios. Pe lângă faptul că acești romani, ca să cucerească Sarmisegetuza, au fost nevoiți să plătească un om din interior ca să intre în această cetate. Bun, așadar, primele colonii ale jidovilor au fost realizate în Europa ulterior, apărând cele indo-tibetane și apoi, la urmă, coloniile nord-africane. Platon nu a preluat decât informațiile pe care el a avut acces la acea dată, mai precis cele legate de venirea jidovilor în Egipt sub comanda lui Tot. În perioada cuprinsă între 20 și 35 de mii de ani înaintea erei noastre, regiunea de uscat la care se mai adaugă și banchiza care lega Europa de America de Nord era încă intactă, facilitând transportul masiv de oameni și materiale. Odată ajunși în teritoriul Angliei și Franței de astăzi, au făcut diverse construcții pe care acum le considerăm bizare și a căror utilitate nu ne este cunoscută, așa cum este cazul celebrului Stonehenge, a cărui vechime unii o estimează la circa 5.000 de ani. Datarea acestor construcții este nesigură la ora actuală, așa cum este și cazul marilor piramide din Egipt, a căror dată reală de edificare trebuie să fie de ordinul a 10.000-11.000 de ani în urmă. Și aceasta deoarece popoarele care ulterior au moștenit aceste construcții au realizat tot felul de modificări și amenajări la ele, dându-le mai adesea cu totul o altă destinație decât cea originară. La această problemă pot să adaug o anumită teorie propusă de cei de la History Channel, cum că Marea Piramidă din Egipt era de fapt o centrală. Christopher Dunn îl cheamă pe arheologul și omul de știință care a propus această idee, având în vedere că sunt două canale care duc în centrul piramidei, el susține că aceste canale cumva ar fi fost legate de către spre o centrală, două substanțe care să se amestece în interiorul camerei de granit, pentru că de asta era o cameră de granit, și rezultatul lor ducându-se spre vârful piramidei. Bun, în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, glaciațiunea era pe sfârșit, încheierea sa fiind marcată de o serie întreagă de evenimente catastrofice. Atunci s-a produs și ultima mare migrație a giganților, care a durat aproximativ 4.000 de ani și a cuprins regiuni cum ar fi Nordul Africii, Maroc, Egipt, Orientul Mijlociu, Iran, Irak, Liban și o parte din Turcia, precum și peninsula iberică și din nou regiunea central-est europeană. Bineînțeles, cuprinzând și teritoriul României de azi. Pe teritoriul Daciei, jidovii au făcut prospecțiuni și exploatări miniere și se spune construcții sau amenajări subterane de mari dimensiuni. Referitor la aceste amenajări subterane de mari dimensiuni, o să revin mai încolo cu o analiză din viitor cu cap de mort al lui Radu Cinamar, în care el, pentru cine nu e cunoscut, susține câteva lucruri destul de interesante. Dar până atunci, haideți să mai ascultăm niște muzică. Ascultăm un Al Green, Love and Happiness. Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Thank you.
love and happiness. But wait a minute, something going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh baby, love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Oh. Love, let me mourn for love.
was treated, then you got to know just what I'm talking about. Yes, have you ever been mistreated? Then you got to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had to kick me out. I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years, everybody, y'all, I went straight home, yeah, I went straight home. Oh, oh, oh. You treat her, then you got to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had the nerve to kick me out. Lord, but I finally learned a lesson I should have known long time ago. Woman I married, you gotta have 2 jobs, and you gotta go out and work long and break some dough. Oh, oh, oh. Lord, said I've been mistreated, and you got to know just what I'm talking about. Lord, I worked 5 long years for one woman, and she had to kick me out. Have you ever been mistreated? Then you got to know just what I'm talking about. You got to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had to nerve to kick me out. I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years every Friday, yes, y'all, I went straight home. I went straight home with a, oh, oh, my baby. Yes, I've been mistreated. And you got to know just what I'm talking about. Lord, I worked 5 long years for one woman, and she had the nerve to kick me out of me.
time ago. The next woman I marry, she got to have two jobs. And she going out and work and bring home some dough. I've been mistreated, yeah. And you know just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman, and she had to to put me out. A început de echipă și ne-a scris care vrem să muncim. Noi, fiind săraci pe timpurile alea, firea secită, am fost bufsa să intrăm la treabă. Și Rosetta asta era un bogat. Lua sutele alea albastră și arunca pe cărciumare. În 39 am intrat noi la lucru. Și am lucrat până când am plecat în armată, până 51. Când dădeam de schelete, rămânea așa și venea inginerul și aici nu se mai sapă de seară. Și se făcea batră de 2 metri așa, 2 metri așa, 2 pe 2 pătrați. Și rămânea și seara să săpa oamenii lor. Și dimineața ne-a cea zice, s-a găsit cu tare, cu tare, cu tare. Pățânile erau mai mari, adică glebejile alea de canul ăsta. Că am văzut și eu la cimitir, că s-a mai dezgropat. Era mai mari ca astea. Cred că încă o dată, după mine. Cine le-a luat? Le luau cu mașina și le ducea. Da. Le ducea la București sau unde le ducea, nu știu. Inginerul și cu mașina lui care venea. Venea un camion, un carpaț de la cum era atunci, pe timpul ăla. Anul când am început, în 39, a început, că s-a format un canal așa. Și pe canalul ăsta, pe urmă, unde la jumătatea lui s-a făcut așa. Croapa asta s-a făcut mai în urmă, cu vulpea aia, cu rosete povestesc eu. Și acolo, la curtișitura, acolo s-a găsit, la un metru jumate, a dat, începe să dea de os. Până să se pe lângă aia, până la 2 jumate, aproape 3. Până lângă 4. Zicea că e judul, ne zicea nouă. Nu zicea urea, judul. Și am găsit, cum spui, grâu, oale mari. Așa, așa aici, burtă și aici sus, iar dar cu grâu în ele. Arăta bobul de grâu, dar negru. Deci nu fi fost băgate. Că le lua și pe alea, le lua cu scutea ușor și le ducea. Tot noi le încuream în mașină ușor. Cu echipă, că nu aveam macară. După ce a plecat Rosetta, a stagnat vreo 2-3 ani, până a venit Vulpe. Și când a venit, Vulpe era un om cu cioc, așa. Și de-aia, pe urmă, după ce n-a mai fost Vulpe, a venit Pisa iar la vreo 2 ani și jumătate. Pulpița, zicea ei. Și a lucrat cu tociu. Până am plecat în 51. Zicea că cată cloșca cu pui de aur. Așa zicea, dar n-au găsit nicio cloșcă. We'll be right back.
Da, Vulpea și Vulpița. Vulpea și Vulpița, care nu sunt de găsit, apar niște oameni misterioși, nu mai spunem de celelalte editoriale care s-au făcut despre Uriași și care, mă rog, poate pentru mass media au fost un pic și mai mult trase de păr, amenințări, oameni invizibili, securitate. Bun, ok. Eu înțeleg că toată lumea spune că tot veneau niște mașini albastre, cu geamuri fumurii, luau ce aveau de luat. Dar unde sunt, domnule, osemintele astea? Dacă tot le avem, mă gândesc că ar trebui să ajungă la un anumit muzeu, gen Antipa sau... Sunt sigur că multe muzee le-ar păstra și le-ar pune în valoare. Dar acum noi ce facem? Noi chiar suntem ultima redută a lumii, ne facem că plouă, indienii fac reportaj pe National Geographic, grecii la fel, iar noi care avem cele mai multe oseminte, noi dăm din numeri. Dăm din numeri pentru că așa suntem în stare și așa ne-am învățat să facem. Și apar unii, niște unii, care sunt, acționează din partea întunecată și nu arată nimic. Bun. În fine. Eu cred că ar trebui, personal, cred că ar trebui să ne ducem și să chiar să întrebăm, dacă tot se vorbește atât de mult despre această securitate care tot a intervenit de-a lungul multor, o să vă arăt că nu a intervenit doar în partea din Giurgiu, au fost foarte multe zone în care au intervenit niște oameni misterioși din ceva puncte suspuse ale țării și care nimeni nu știe cine sunt, unde s-au dus, ce au făcut ei cu acele oseminte, în fine. Haideți să mai vedem despre ce e vorba în această vestită carte deja lui Radu Cinamar, Viitor cu cap de mort. Ce spune el? Spune că Pentagonul are mai multe programe militare secrete și de spionaj geodezic, folosind mai mulți sateliți geostaționari de înaltă tehnologie. Unul dintre aceștia, care se bazează pe tehnologia bionică a undelor de formă, sincer, habar nu am ce este, dar cred că poate pătrunde destul de mult în adâncimea Pământului, a reperat în anul 2002 o structură aparte într-o anumită zonă a munților Bucegi. În primul rând, spațiul gol, identificat în interiorul muntelui, nu avea corespondență cu exteriorul, ci începea direct din interiorul muntelui, la o anumită distanță de panta acestuia. În al doilea rând, acest tunel avea o formă foarte regulată care cotea brusc spre centrul muntelui la un unghi de 26 de grade. Traseul tunelului era perfect plan. Cel de-al treilea element a pus pe gânduri echipa Pentagonului și scanarea din satelit a muntelui a evidențiat două blocaje majore ale structurii din interiorul solid de piatră, care margineau începutul tunelului și sfârșitul lui. Și bineînțeles că respingeau orice tip de sondare sau analiză, ca și cum ar fi fost protejat ceva în acel loc. Erau baraje energetice artificiale. Primul era plan, drept ca un zid, ca un perete care bloca accesul în tunel. Al doilea era imens, ca o cupolă sau o semisferă, care se afla la capătul opus al tunelului, aproape de centrul muntelui. Acest Massini, de care se pomenește în această carte, a recunoscut că acolo se afla ceva extrem de important și care era foarte bine protejat. Ansamblul tunelului semisferă se afla într-un plan paralel cu solul, iar barajul semisferic se afla pe verticala ce corespunde stâncilor de pe creasta muntelui numit Babele.
De fapt, această verticală ieșea la aproximativ 40 de metri între Babele și Sfinxul din Bucegi. Această echipă de la Pentagon a observat că barajul energetic semisferic are aceeași frecvență de vibrație și aceeași formă ca cel dintr-o altă structură subpământană foarte secretă pe care ei o descoperiseră înainte în apropiere de Bagdad în Irak. După cum vedem, și războiul. Se pare că nu și-au dărmat degeaba turnurile. La scurt timp după descoperirea din subsolul Irakului s-a declanșat războiul și după câteva luni americanii au avut acces în cel mai mare secret la zona respectivă despre care irachienii nu știau absolut nimic. Oricât s-au străduit, nu au reușit să penetreze zidul energetic, iar această întreagă operațiune era ținută în cel mai mare secret. Acest Masini a precizat că ceea ce se afla dincolo avea legătură cu trecutul misterios al planetei, dar și cu istoria organizației lor. Faptul că Pentagonul a remarcat similitudinea datelor de investigare între structura subterană de lângă Bagdad și cea interioară din munții Bucegi i-a agitat foarte mult pe cei din elita masonică. Mă rog, acum eu citesc despre această carte de pe un site. Sincer, mă cam îndoiesc că sunt chiar fix masonii în această parte implicați, dar așa preferă autorul să le spună ei, le spună lor, stonethegain.wordpress.com se cheamă site-ul. Bun, și o enigmă foarte mare era în felul în care reușiseră cei care l-au construit să realizeze structura și golurile direct din interiorul muntelui, fără nicio corespondență în afara lui. Acest plan a fost calculat de specialiștii din Pentagon, cea mai apropiată străpungere era posibilă la 60-70 de metri de primul baraj energetic. Au vrut ei să-l străpungă cu orice preț. Bun, ce se mai spune în această carte? E faptul că acest baraj a și omorât câțiva agenți parapsihologici care au încercat să pătrundă în această barieră, prin această barieră, mai întâi în Irak și după aceea în România. Și autorul acestei cărți se concentrează în jurul unui personaj, cred că Cezar sau ceva de genul ăsta, care acest personaj la un moment dat ajunge la această barieră din Bucegi și simte o anumită compatibilitate cu acea energie și intră prin ea, o pătrunde, o deschide și de atunci e o întreagă istorie. Bun, un ziar a publicat un amplu articol despre munții Bucegi și ciudățenile semnalate în zonă. Bușteni, piscurile munților se cufundă în nori, crucea de pe Caraiman împunge cerul cu semeție, nimic n-ar prevesti că liniștea seculară a naturii ar putea fi tulburată de evenimente neobișnuite. Traian Trufin știe însă că totul e doar o aparență, aici a trăit cele mai stranii întâmplări. Este convins că sub Carpații noștri există o altă lume. Bucegii sunt considerați de către specialiști un punct energetic foarte puternic. S-au emis ipoteze asupra existenței unor galerii subterane, s-au făcut teste radiestezice. Cercetările au demonstrat că zona este încărcată energetic mai mult ca oricare alta din România. Acest Traian Trufin, muzeograf conservator la Muzeul Cezar Petrescu din Bușteni, publicist și cercetător al fenomenelor stranii la care a fost martor, a încercat să găsească niște explicații. În 1993, timp de două săptămâni, în partea de sud a orașului, oamenii aveau insomnii indiferent de vârstă. M-am gândit că sunt emanații de noxe de la fabrica de hârtie. Nici vorbă de așa ceva. Era ciudat că, deși nu dormeau, oamenii nu se simțeau obosiți. Acum să ne amintim și de acel basm vestit al lui Petre Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, care tot pe teritoriul țării noastre își desfășura povestea. Bun, mi-au confirmat acest lucru cel puțin 20 de persoane, povestește muzeograful. Unii localnici au ajuns să trăiască adevărate stări de euforie. Manifestările aveau loc numai în timpul nopții. După ce au băgat în speriați tot orașul, au încetat la fel de brusc cum apăruseră. Apoi au început cu tremurele.
Paradoxal, dar acestea nu au putut fi localizate în Bucegi și nici nu aveau vreo legătură cu sursa seismică din Vrancea. Seria de cutremure a început în 1994 și a ținut 3 ani. Se produceau la ore fixe, la ora 20 și la ora 3 noaptea, în fiecare zi invariabil. Nu erau însă seisme propriu-zise, se manifestau după alte legi. Aveau un areal redus, Azuga, Bușteni, Sinaia, uneori cuprindeau doar un cartier din Bușteni. Se auzea din pământ un vuiet ca și cum s-ar fi prăbușit sub picioarele tale tavanul unei grote. Nu apăreau nici mișcări, nici orizontale, nici verticale, povestește acest Traian. El a numărat peste 100 de astfel de mișcări seismice. Bun. Oriunde mergi în România, vei descoperi o mulțime de legende și de locuri pline de mister. Clar, sunt foarte multe locuri în România în care sunt învăluite de o anumită umbră, ori voită, ori reavoită, ori neintenționat, dar cert este că această istorie a poporului nostru se dorește de o anumită forță invizibilă să nu mai existe, să nu mai avem identitate națională, iar noi să nu ne mai știm istoria. Bun, acești uriași sau titani sau jidovi, pelazgi sau cum vreți să le spuneți, se regăsesc chiar și în mitologiile multor popoare, chiar și în Biblie, în capitolul Geneză, dar și în povestea lui David și vestita povestea lui David și Goliat din Vechiul Testament. Evident, aceste creaturi gigantice nu puteau să lipsească nici din legendele care circulă, bineînțeles, prin partea țării noastre. Să nu uităm să ne amintim și de Ceahlăul, acest Olimp al României. Olimpul adevărat, după Densușianu, Olimpul din Grecia, neavând nicio legătură cu adevăratul Olimp din Caucaz, în care, curios, dar încă mai sunt cele mai multe, la poalele muntelui sunt cele mai multe mănăstiri din România. De ce oare să fie o copie, proiecție a ceea ce s-a dezvoltat în muntele Athos? În fine, hai să mai ascultăm niște muzică, ascultăm un Burning Spear cu Cam. Why it goes to school? So smooth, so smooth, so smooth, so smooth, so smooth. Oh yeah, so smooth, yeah. Why he go to school? So cool, so smooth, no fool. So cool, so smooth, no fool. He's the first one.
million. Casa eruption. Acest Traian care tot vorbește din Bușteni, el spune că convingerea lui este că există în subteran o altă lume. Extratereștrii cunosc totul despre lumea de la suprafață. Spectrul lor informațional este foarte larg, dar nu știu ce fel de activitate desfășoară acolo și nici de ce nu vor să comunicăm. Probabil pentru că omenirea încă nu este pregătită să înțeleagă niște lucruri, conchide geologul. Speră că fenomenele se vor intensifica și până la urmă vor deveni o cale de comunicare între cele două civilizații. Oricum, e mai mult decât lipsă de explicații satisfăcătoare pe care au oferit-o până acum autoritățile, respectiv oamenii de știință. Bun, în ultimele zile ale lunii iulie 2003 a avut loc forarea în interior, se susține că a avut loc forarea în interiorul muntelui, însă totul s-a aflat la vârfurile puterii de stat. Mașina a forat mai întâi după o ciudată deviație a câmpului magnetic, apoi însă s-a corectat traiectoria. Galeria seamănă cu un tunel de metrou, era perfect șlefuită și ducea până la tunelul enigmatic descoperit din satelit. La capătul apropiat al tunelului se afla o poartă imensă din piatră care se deplasase prin culisare spre stânga. Înaintea acestei porți uriașe se afla celebrul baraj energetic. Trei oameni din prima echipă de intervenție, ce vă spuneam mai înainte, s-au apropiat foarte mult de acest baraj invizibil și l-au atins imprudent, murind pe loc de stop cardiac. Orice obiect, rocă, plastic, metal sau lemn aruncat spre el se prefăcea imediat în praf fin. Doi generali de la Pentagon și consilierul prezidențial se spune că erau acolo. Bun, această mare galerie care e baza acestei descoperiri, se spune că se știau anumite cunoștințe despre cel puțin un element care se găsea în sala cea mare semisferică.
Dincolo de barajul energetic redutabil care a cauzat moartea a 3 oameni, se afla poarta imensă din rocă solidă. În peretele tunelului, în fața porții, se afla o zonă pătrată cu latura de 20 de centimetri, perfect finisată, pe care era trasat cu precizie un triunghi echilateral cu vârful în sus. Pătratul șlefuit se afla între imensa poartă de piatră și barajul energetic invizibil. Cezar, acest Cezar în jurul căruia se învârte subiectul acestei cărți, viitor cu cap de mort al lui Radu Cinamar, a simțit acea compatibilitate și, atingând ușor cu mâna suprafața invizibilă, a simțit furnicături pe piele, a înaintat și a trecut prin baraj. Oficialii americani erau absolut uluiți. Bun. Deci cert e că au deschis această poartă, iar în urma acestei porți există un raport al CSAT din 2003, în care timp în care noi 24, țara noastră 24 de ore a avut embargo pus de către americani. De ce, cum, nu știe nimeni. Dar cert este că a fost o ședință în mare secret, nu există niciun alt document care să spună despre ce era vorba în acea ședință. În continuare se pare că e un secret de stat. Statul cui? Statului strâmbă lemne și sfarmă piatră, aș putea spune eu. Dar revenind la partea irachiană, structura similară a fost descoperită folosind indicațiile oferite de același satelit vestit de spionaj militar, care revelase și datele pentru structura din munții Bucegi. Consilierul american pe probleme de securitate a primit un fax ultrasecret prin care era înștiințat că de faptul că scutul energetic semisferic din subsolul Bagdadului se activase brusc pulsând cu o mare frecvență. Informația uluitoare era aceea că în fața lui apăruse o hologramă a planetei care prezenta secvențial și progresiv continentul Europa, apoi zona de sud-est, apoi teritoriul României, apoi munții Bucești și în sfârșit localizarea structurii din interiorul lor, arătând coridorul Marii Galerii și scutul semisferic pulsând cu putere. Despre această ședință de urgență care a fost la CSAT, se spune că discuțiile de la București au avut succes în sensul că faptele au fost aduse la cunoștința unor persoane cu mare probitate morală și care sunt profund patriotice. O ședință de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a creat un imens val de simpatie pentru Departamentul Zero, acest vestit Departament Zero parapsihologic care este încă ținut la secret. Cei mai mulți au fost cutremurați de ceea ce au aflat atunci. După decizia CSAT de a se continua cercetările sub conducerea Departamentului Zero, s-a inventariat tot ce se găsea în uriașa sala proiecțiilor. De la București, ordinele se succedau unele peste altele, se anulau reciproc, erau când vehemente, când evazive și trădau o mare tensiune. Membrii CSAT erau într-o ședință comună, menținând legătura cu baza din munții Bucegi. Ei au hotărât să facă publică, își țineți minte, la un moment dat, în această carte, se spune că ai noștri, câțiva oameni de vază, nu se spune cine, au hotărât să facă publică această descoperire formidabilă din munții României, după ce în prealabil au dezbătut problema pe toate fețele. Statul român urma să facă întregii lumi o declarație oficială. Bineînțeles că au fost și membrii care s-au opus. Dar această declarație oficială a României care a apărut după este în felul următor. Când diplomația americană a fost informată că România va transmite un comunicat mondial de presă de o importanță crucială pentru omenire, totul a devenit un haos. Nimeni nu știa, dar toți bănuiau că se întâmplă ceva foarte grav și important. Președintele, care pe vremea aceea, din câte mi-amintesc eu, era Emil Constantinescu, a fost chemat pentru o convorbire telefonică direct cu Casa Albă. În câteva ore fuseseră blocate toate tranzacțiile și înțelegerile statului român cu organismele financiare internaționale.
Se aștepta din clipă în clipă ordinul de declarare a stării de urgență în zona montană și în capitală. Discuțiile dintre oficialii americani care sosiseră de urgență la București și partea română s-au făcut fără translator. Au fost atât de violente încât nu puține au fost momentele de criză în care diplomații strigau unii la alții cât puteau de tare, proferând multiple amenințări cu represalii. Celelalte state ale lumii nu cunoșteau nimic din această problemă, iar americanii știau bine că există oricând câteva țări foarte puternice din partea europeană care s-ar fi coalizat imediat cu România pentru susținerea declarației publice. Bun, americanii au spus că niciun caz, normal, ei sunt stăpânii lumii, ei fac tot ce vor în această lume, provoacă războaie, își dărâmă turnuri, dar... și bineînțeles că la noi pun și prim-ministrii la punct. Oricum, în altă ordine relevantă asupra acestui caz, americanii au reacționat bineînțeles cu vehemență. Acesta a fost motivul principal invocat de ei, să nu se creeze haos în economie și societatea țării lor. Bineînțeles că această descoperire mare, dacă se făcea publică, bineînțeles că erau foarte multe lucruri vechi, istorii care trebuiau rescrise și, ca de obicei, nu s-a făcut nimic. Până și papa a transmis că va pune la dispoziția statului român anumite documente străvechi din arhiva secretă papală, care sunt de o mare importanță pentru România și sprijină dovezile descoperirii din munți. În schimb, după 24 de ore de discuții, s-a ajuns la un acord final de colaborare româno-american. Bineînțeles că noi nu putem să scăpăm de acești americani. Sunt la mama naibii în partea cealaltă a lumii, dar noi încă se pare că acest efect de 45 de ani de comunism și partea cât de mult am așteptat această America, se pare că își zice cuvântul. Ascultăm niște muzică și revenim imediat.
Bun, acum că am revenit, haideți să discutăm un pic și despre osemintele uriașilor descoperiți prin teritoriul nostru național și să începem cu osemintele de uriaș de la Argedava, vechea cetate a lui Burevista, care în anii 1940-1950, în cadrul acestui sit din județul Giurgiu, s-a stabilit că prima, bineînțeles, stabilindu-se că a fost prima cetate de scaun a lui Burevista, înainte de a unifica toate triburile dacilor, arheologii au descoperit numai puțin de 80 de schelete uriașe de umanoiz între 4 și 5 metri înălțime. Ioniță Florea, care între 1939-1951 a participat la săpăturile arheologice de la Argedava, declara pentru Giurgiuveanu că a văzut cu ochii lui scheletele de uriaș. Bărbatul a povestit că a dezgropat cu mâna lui un craniu neobișnuit de mare, mult mai mare decât cele de om, iar când i-a anunțat pe arheologi, șeful echipei, Dinu Verosetti, i-a trimis pe săteni acasă. Rămâneau și săpau doar ei cu oamenii lor, cum ați văzut în documentarul de mai devreme. Osemintele erau urcate într-un camion și duse în altă parte, nimeni nu știe unde. Povestea s-a repetat și în anii următori, în care se spune că au fost descoperite aceste 80 de schelete. În partea de sus a Munteniei, în Giurgiu și în Telorman, există mai multe legende despre uriași sau jidovi, cum li se mai spune. Cea mai populară este legenda lui Novac, care s-a luptat cu un balaur care le făcea rău oamenilor. Novac a reușit să-l izgonească, iar când a fugit, balaurul a lăsat o dâră pe pământ care poartă și acum numele de brazda lui Novac. Această brazda a lui Novac, țin să spun că din partea lui Densușianu Nicolae, e chiar trasată de către Hercule, respectiv Novac. El face o paralelă între această brazdă și teritoriul pe care îl marcase, al țării respective pe care o făcuse. Bun, tătarii sau tătarii, acești tătari, apropo de tătarii din zona Moldovei, respectiv Munții Buzăului și osemintele de la Scăini, tătarii sau titanii erau în istorie, a fost preluat cumva acest nume de tătari al triburilor mongole, dar acești tartari sau titani provin din partea țării noastre, din Munții Buzăului, și aceste legende din zona Boziorului au fost, în zona Boziorului au fost descoperite schelete umanoide care măsurau peste 2,5 metri. Ceea ce a frapat în mod deosebit era dimensiunea craniilor, care erau cât dovlecii de prăsilă. Descoperirea a fost făcută absolut întâmplător când oamenii au vrut să planteze o livadă de meri pe colina din zonă. Scheletele erau intacte, iar lângă ele au fost găsite mai multe fragmente de oale. Oamenii au continuat să sape și au dezgropat câteva schelete, iar apoi au decis să lase restul mormintelor intacte și au încercat să sape printre ele. În vechime, se spune că zona Boziorului era locuită de acești uriași sau tartari. Legenda spune că aceștia ar fi construit două subterane sub niște stânci enorme și că tot ei ar fi sculptat stâlpii tainiței de pe muntele cu același nume, zonă în care nu poate ajunge picior de om în zilele noastre. De asemenea, pe acest munte Tainița este un loc în stâncă unde sunt săpate scaune domnești, a căror origine este inexplicabilă pentru localnici, deoarece se află de asemenea la înălțimi foarte mari și în zone inaccesibile. Legenda tărtarilor sau tartarilor este susținută și de Herodot, care amintea despre ei ca și cum ar fi un trib nobil și glorios. Numiți teutari sau titani, aceștia erau, relată Homer, favoriții zeilor, deoarece întreceau pe toți oamenii în înălțime, forță și frumusețe. Ei au ridicat altare imense pe care aduceau ofrande zeilor, dar și construcții sub formă de turnuri și fortificații ciclopice de apărare, după cum spunea Aristotel. Bun, mai sunt uriași din țara Hațegului, care și ea e plină de legende despre uriași. Se spune că în zonă două fete de uriași
două fețe de uriași au ridicat cetăți, una la Deva și alta pe muntele Retezat, pe vârful muntelui Retezat. Cum cea de pe munte era mult mai frumoasă, cealaltă fată de uriaș, da, se pare că chiar erau fete de uriaș, s-a supărat și a aruncat cu un fier de plug, distrugând cetatea rivalei sale și retezând totodată și vârful muntelui despre care se spune că atunci ar fi primit numele. Acest munte Retezat prezintă o formă foarte suspectă, pentru că el chiar e plat și se pare că e făcut de mână umană, mână de uriaș, nu se știe încă. Pe lângă aceste zone mai sunt și secretele uriașilor din Bucegi, care în 2009 echipa emisiunii Acces Direct difuzată de Antena 1 a realizat o anchetă pe tema uriașilor din Bucegi. După mai multe dezvăluiri privind o rețea de tunele subterane imense care s-ar regăsi în zonă, la redacție s-ar fi primit un telefon de amenințare a cărui înregistrare a fost făcută publică în cadrul emisiunii. Un bărbat misterios le-a recomandat jurnaliștilor să sisteze dezvăluirile deoarece au intrat într-un joc periculos. Nu mai vorbiți despre Bucegi, sunt informații care trebuie să rămână la nivelul unor structuri și nu trebuie făcute publice. Să nu vă doriți să ne cunoașteți, să dați interviuri la noi. Atât am avut de spus. A fost mesajul transmis jurnaliștilor. Bine, cât de adevărat e acest mesaj, cât de multă publicitate vor să-și facă cei de la Antena 1, asta rămâne de văzut. Bun, mai e o legendă a lui Gogea Mitu, Golia de România, acest personaj cu genă de gigant, a murit doar la 22 de ani, avea 2,42 m, a lucrat la Circul Globus, Circul Globus care reprezenta drept omul care îndreaptă fierul. În anul 1934 a început să învețe tainele sportului cu mănuși, iar primul său meci a avut loc pe stadionul Venus. Acest uriaș nu a apucat să boxeze decât 2 ani pentru că s-a îmbolnăvit de tuberculoză, boala care l-a ucis numai la 22 de ani. Cel puțin aceasta este varianta oficială, pentru că au fost voci care au susținut că de fapt ar fi fost otrăvit de oameni geloși pe succes. Bun, acum sunt doar simple presupuneri, dar cert e că această necropolă de la Argedava, fosta cetate a lui Burebista, a fost pomenită prima dată în anul 2003 la congresul al treilea de dedacologie de către profesorul Gheorghe Bardan Raine și cercetătorul Gheorghe Serbana. Aceste schelete de urieși sau uriași, la număr de 80, fuseseră desumate la Nucet. Osemintele arătau că era vorba despre ființe umanoide cu o înălțime de aproximativ 5 metri, dar cel mai important lucru este, și ciudat fiind el, este că scheletele erau de culoare roz, ca și cum ar fi fost iradiate. Unica probă prezentată atunci la congres este o casetă video. În 2004, pe teritoriul Indiei, s-au găsit alte două schelete. Schelete care, de data asta, o să fiți șocați, dar măsoară aproape 20 de metri înălțime. Guvernul, vă povesteam mai devreme, guvernul indian a îngropat repede evenimentul, dar se pare că National Geographic a intrat pe fir și încă filmează acolo, nu se știe când va apărea acest documentar. În deșertul, la fel și americanii, în deșertul Colorado au găsit mai multe schelete aparținând unor oameni de 2 metri jumate plus. Bun. Acum, ce putem să spunem? Putem să spunem că există clar multe lucruri netălmăcite și nespuse la noi în țară și cred că ar fi cazul ca domnii de la așa zisa Securitate Națională să se trezească un pic. Chiar fac un apel pe această parte. Având în vedere că toți încep să-și dea arama pe față și să vorbească despre această
societate veche, această civilizație, care se pare că ar fi existat acum 35.000 de ani, alții spun 400.000 de ani, și care ne-au format pe noi genetic sau prin încrucișare directă, asta nu se știe, dar la dita mai înălțimea, gândiți-vă și voi, e cam destul de greu să faci o asemenea împerechere cu un om normal dintr-o peșteră. Sunt la noi multe dovezi că ar exista cele mai multe oseminte de uriași. Acum că toată lumea se trezește în pragul anului 2013, care se spune că va fi un an fatidic, eu cred, chiar cred că ar fi bine să ne ducem cu toții, chiar să-i întrebăm, băi oameni buni, chiar aveți aceste schelete de uriași acolo? Dacă da, păi hai să le facem publice. E dreptul nostru, nu? Național, dacă tot avem asemenea descoperire pe acest teritoriu frumos, să o facem publică. Uitați ce mai spun oamenii, că la Scăieni, 20 de două schelete, la Lebăda, în Pantelimon, 20 de schelete de uriași. O grămadă de schelete de uriași și o grămadă de oseminte care nimic. Mai ascultăm niște muzică. One in ten, un UB40 și revenim.
come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Doors, da, au fost. Revenim la subiectul nostru de azi, uriașii. Bun, ca să simplificăm într-un oarecare fel toată structura acestei emisiuni, ceea ce vreau să vă spun este că oricum există ceva care ridică un semn de întrebare. Cărți, povestiri, poze apărute mai nou, mai vechi, alb-negru, colori chiar, sunt multe lucruri care nu sunt explicate în această țară. Și e foarte bine pentru noi să încercăm măcar să aducem o anumită idee despre ce e vorba, ce putem face. Oricum, partea cu acea încăpere pentru giganți, cu mese gigantice din Bucegi, este scrisă doar într-o carte a unui scriitor, nefondată pe dovezi reale, dar în același timp apar o grămadă de oameni în vârstă care spun că, domne, chiar au fost jidovi. Noi chiar știm de jidovi, bunicii noștri știu de ei. Titanii la fel în partea moldovenească, jidovii erau în partea din Oltenia, în partea moldovenească la fel, titanii, tătarii știu. La Ceahlău, în jurul, în zona muntelui Ceahlău, sunt foarte mulți oameni în vârstă care chiar susțin, băi, uite, acolo era tărâm locuit de uriași. Clar, nu au pornit, acest lucru nu au pornit din imaginația bătrânilor noștri. Există ceva la bază care este solid.
despre această sală gigantică din masivul Bucegi, se spune că cei care au construit în întregul edificiu trebuiau să fie foarte înalți, altfel nu se pot explica dimensiunile gigantice ale tuturor obiectelor din sala proiecțiilor. O confirmare a existenței uriașilor pe teritoriul României o găsim în ziarul. Echipa de la Ziarul este însoțită de cercetătorul Vasile Rudan, care în 2010, doresc să spun că a avut un atac cerebral care l-a lăsat cumva cu o pareză mână dreaptă și picior drept. Vasile Rudan este cunoscut în România, a apărut la diverse emisiuni de cancan, ca să le spun așa, pe la diferite posturi de radio. În fine, și acest e fost colonel în departamentul 0, cel puțin așa susține el. Și acest Vasile Rudan spune că a semnalat faptul că poveștile oamenilor din comuna Bozioru despre uriașii care au locuit pe acele meleaguri au și dovadă concretă, o necropolă cu schelete de uriași. Aceasta a fost descoperită întâmplător, în urmă cu peste 20 de ani, când s-a hotărât ca în Scaieni să se planteze o livadă de meri. Săpând pe o colină, sătenii au descoperit schelete uriașe, măsurând în jur de 2,40 m, chiar și mai mult. Drăgoi Ilie, unul dintre cei care a lucrat atunci la livada de meri, ne duce în fața locului, în fine, au fost plantați. Nea Ilie ne arată livada, care acum nu mai rodește. Peste tot sunt mormintele uriașilor. Făceam gropi să plantăm poezi când au de o căpățână mare de om, mare cât un dovleac. La fel, același dovleac. Bun, mitologiile sumeriană, egipteană, hitită, greacă au întreg capitol despre războaiele purtate de zeii cei bătrâni cu generația titanică. Ființe de dimensiuni gigantice, cu niște oase la picioare cât aracii de vie. Pe atunci, spun legendele, pe pământ trăiau doar zeii. Giganții aveau și alte defecte în afară de statură colosală. Aveau mai multe brațe, capete sau fețe. Adesea doar un ochi în frunte, din care cauză erau numiți ciclopi și erau cam tântălăi. Bun de muncă grea, dar să nu te afli în calea lor când se supărau. Aruncau cu stânci colosale de se cutremura pământul. Fiii normale ai zeilor s-au folosit de giganți pentru a acapara puterea și pentru a-i detrona pe zeii bătrâni. Bun. Oricum, în Geneză, Biblia prezintă un capitol referitor la îngeri și la femeile muritorilor. Îngerii, impresionați de frumusețea fiicelor oamenilor, au ales să trăiască împreună cu acestea și să zămislească o rasă nouă, cea a uriașilor. Dumnezeu s-a supărat tare pe grupul răzvrătiților și a decis să le ucidă progeniturile. Putem înțelege de aici că a avut loc un război între acoliții lui Lucifer biblic și Dumnezeu Tatăl, scrierile biblice completând foarte bine tabloul catastrofelor ce au lovit Terra în era vulcanică. Bun. Deci până și Biblia prezintă anumite aspecte referitoare la acești uriași. Clar este că e ceva și o să vă las acum pe voi să vedeți și să citiți respectiv un mic documentar despre vestita Dacia preistorică a lui Nicolae Densușianu și ceea ce spune el, a făcut o sinteză despre acești uriași. Revenim. Thank you.
Da. Bun. Cam asta este emisiunea de azi despre Uriaș. La partea legată de știri, tot apare în ultima perioadă acest om Sima, Cristian Sima. Având în vedere că el e broker, trader, analist și mai de toate cele legate de bursă, eu, fiind în domeniu, aș vrea să spun ceva despre el. În primul rând, Sima nu e la prima lui pățanie de genul ăsta. Că a pierdut 3 milioane jumate de euro, ok, poate pentru multă lume pare mult. E o sumă mare, ce-i drept. Dar în același timp, Sima este cel care acum câțiva ani, vreo 5 ani de zile, când abia intrasem eu în legătură cu această bursă, a avusese la un moment dat niște probleme, era dator la niște oameni mai dubioși, că așa i-a plăcut lui, așa i-a plăcut lui de fiecare dată, vreo 2 milioane pe care i-a recuperat în 2 luni. Acum se pare că apelează la Becali, dar mai mult, SRI-ul a confirmat ieri că vizita lui Sima chiar a fost la SRI și că a fost adus de un domn din conducerea serviciului și se pare că a fost un pic în interes de serviciu la Serviciul Român de Informații, pentru că el avea câteva informații privitoare la adresa României. Spune că am cunoscut multă lume, am fost și la SRI cu Dăianu, Predoiu, Coldea, primul adjunctul directorului SRI, pentru a expune ce cred eu despre datoriile suverane. Am spus că euro va dispărea mai devreme sau mai târziu. Asta e părerea lui doar. Cred că cei de la SRI nu au priceput, cred că au spus că vorbesc prostii. Inclusiv administrația prezidențială a afirmat că Sima susține anumite prostii, a fost prezent și la Cotroceni, dar nu a fost luat în seamă așa cât de cât. Da, potrivit acestuia, dacă ar fi vorbit mai puțin și nu ar fi relatat discuțiile avute cu Hrebenciuc și cu Predoiu, nu ar mai fi fost căutat de nimeni. Eu vorbesc prea mult, dacă aș vorbi puțin, dacă nu aș fi relatat discuțiile cu Hrebenciuc și cu Predoiu, pe semne că azi nu m-ar mai căuta nimeni. Totul era bine atâta timp cât nu spui. Bun, în altă ordine de idei, acest personaj Sima are și părțile lui bune. A fost primul din bursa românească care a încercat să aducă un suflu nou din afară, mai profesionist, având în vedere că bursa BVB-ul, Bursa Română de Valori, este condusă de către niște foști comuniști cu minți întunecate și ochelari de cal, automat că el poate a încercat să schimbe ceva. A devenit în timp și președinte al bursei din Sibiu, dar vă spun, această piață de derivate pe care se joacă lumea, respectiv Forex sau alte tipuri de derivate, îți permit, deși îți permit să ai și un dita mai eșec, cum l-a avut el, să pierzi în câtva timp scurt câteva milioane, la fel îți poate permite, dacă ai susținerea și puterea morală și fizică necesară, să poți să faci acești bani. Asta pentru cei care sunt interesați de aceste lucruri. Bun, pe final, ce să vă spun, urmează Tudor cu atacul de pauză. Noi să ne auzim cu bine, pace, libertate și gânduri și cap cât mai deschis. Law.
Viva la Résistance, République Verte.